adevărat că după scoaterea amigdalelor răcești mai ușor sau te îmbolnăvești mai des de bronșită? Este un mit pe care îl voi demonta foarte simplu. Dacă am avut o indicație corectă de scoaterea amigdalelor, nu o indicație abuzivă, dacă, repet, este o indicație corectă, atunci cu siguranță că lipsa amigdalelor nu va fi nicio pierdere, ci dimpotrivă va fi un beneficiu pentru starea de sănătate. Dacă însă după una, două infecții la nivelul gâtului, poate fi și faringită, nu numai amigdalită, poate să fie o afectare a pilierilor amigdalien, deci nu a amigdalelor în mod special. Deci dacă după aceste lucruri decidem sau hotărâm să scoatem amigdalele, atunci cu siguranță, nemai având o apărare la poarta de intrare, este posibil ca infecțiile respiratorii superioare să fie mai frecvente. Repet, indicația corectă pentru amigdalectomie este prezența a 5-6 amigdalite pe an sau în anul în curs, 4-5 în ultimii 2 ani sau 2-3 amigdalite pe an în ultimii 2-3 ani.